Bun găsit din capitala Moldovei! Timp de două zile am filmat la Iași un om care a reușit să schimbe viața a 10.000 de copii. Personal mă declar extrem de obosită, însă părintele Dan Damaschin nu a obosit deloc. Se află într-o permanentă slujire a binelui. Cine este părintele Dan Damaschin? Un simplu om. Un om care a văzut o femeie care voia să-și avorteze copilul și a ajutat-o să aleagă viața. De la 37 de copii salvați, părintele a ajuns în prezent la 10.000 de copii care au văzut lumina zilei. În ultimul timp a devenit cool să ne asociem imaginea cu diferite cauze sociale pe internet. Personal, mi-aș dori ca pentru România, părintele Dan Damaschin să fie un nou trend. Je suis Damaschin, sau mai bine zis, și tu poți fi ca părintele Dan Damaschin dacă alegi să faci binele. În județul Iași, sau mai bine zis, în întreaga Moldovă, nu credem că există vreo persoană care să nu fie auzit de părintele Dan Damaschin de la maternitatea Cuza Vodă. Activitatea părintelui de-a lungul celor 25 de ani de când slujește lui Dumnezeu se rezumă simplu la viață. De la primul copil salvat de la avort până la cei 10.000 care se află în acest moment sub aripa lui protectoare, totul pare o poveste foarte bine scrisă. Un basm al realității în care se iau ingredientele societății de astăzi. Sărăcia, mame singure, copii abandonați. Între noi fie vorba, copiii săraci nu-s iubiți de nimeni. Da? Asta e adevărul trist. Deznodământul poveștii însă este de fiecare dată schimbat de un om care a refuzat să observe și atât. Nu, el a pus mâna și a făcut, a construit o comunitate. Și nu orice comunitate, ci una a vieții. Dumnezeu are 1.000.000 de căi pentru a putea rândui viața, starea de bine a unor mame, unor copii. Dar dacă mă ales pe mine, asta este șansa mea, de fapt, de a fi alături de aceste persoane care cu adevărat se sacrifică, care cu adevărat trăiesc în calea spre sfințenie, cum este mama însărcinată, mama născând în sala de naștere sau mama cu mulți copii, la care nu se cuvine decât venerație din partea noastră. Când mă gândesc, cel puțin, că o mamă ca aceasta n-a dormit de 20 de ani într-un pat o noapte întreagă, mama aceasta n-a mâncat de o viață întreagă, pesăturate, ceea ce și-ar fi dorit să mănânce. Într-un apartament din Iași, Alexandra și Răzvan se joacă. Cum altfel ar putea arăta o casă unde locuiesc copii? Ai fost la grădiniță astăzi? Da. Cum a fost? Bine. A fost la litera M. Litera M vine de la mama, cel mai cunoscut, dar și cel mai iubit cuvânt din lume. Pentru Alexandra înseamnă însă altceva. Ce ți-a făcut litele? Fana. Și cum are grijă de voi, Ștefana? Da, mâncare, ia apă și cupără. Sora ei, Ștefana, este cea care are grijă de ea și de frații ei, exact ca o mamă. Dacă nu ar fi făcut-o, cei mici ar fi ajuns în grija statului. Cum te descurci, că trebuie să ai grijă de câți copii? Trei. Care nu-s ai tăi? Sunt frații mei. M-am obișnuit, mai ales în toate instituțiile în care merg cu ei. Mămica ta, copilul tău, da. Dar cred că și dragostea asta lor e mare. Mă ajută să prind puteri. Încă nu am plinit 22 de ani, dar Ștefana încearcă să se adapteze la noul ei rol, să fie mamă pentru frații ei. Mama era însărcinată când i-am luat eu și l-am născut pe cel mai mic, pe David, și avea o alcoolemie foarte mare și consuma alcool în majoritatea timpului. Asta a dus la tot felul de cerceri, scandaluri acasă, neajunsuri. Și apoi s-au sesizat cele la direcție și eram singura soluția lor, că altfel trebuiau să ajung în centri sau eventual pe la alte familii. Da. Și n-am putut să le iau și pe cel mic pentru că era bebeluș. Nu puteam și așa, mi-e greu. Este și studentă în anul 3 la Facultatea de Litere din Iași. În asociația Glasul Vieții, pe care a înființat-o părintele Damaschin, a intrat ca beneficiar la 15 ani. Locuia departe de Iași, lipsea de la liceu, avea foarte multe absențe și avea nevoie de ajutor. Cred că aș putea să te întreb cum e să fii mamă. Cred că o să-mi fie ușor să fiu mamă. Acum nu pot spune că mi-este ușor. Încerc să mă adaptez, încerc să fac lucrurile cât de bine pot și încerc să învăț. Ești studentă? Da, în anul 3.
Acum trăiește într-una din cele 138 de locuințe ale Asociației Glasul Vieții. Da, ați auzit bine! 138 de locuințe pentru mame care nu aveau unde să meargă, pentru copii care meritau o copilărie adevărată, pentru familii numeroase cărora părintele le-a redat, de fapt, demnitatea, locuințe calde în care cei mici râd din suflet acum. Și vezi, te gasi pe aici? Dar nu pleacă, vezi, nu? Nu, așa. Ce trebuie să facă, nu merge? Motorul. A, trebuie uns aici, clar. Deci la mecanic mă e, da? Te suci la mecanic, nu? Da. Bun, păi vrea să fii prieten cu el sau ce? Nu, mai pot naș așa, el îi face prietenul ăsta, îi face... Falsă. Farse. Viața reală bate cu succes poveștile din cărți. De fiecare dată când ajungem la Iași, parcă intrăm într-un tărâm al miracolelor. De exemplu... De la gândul cel bun la fapta cea bună. De la o cărămidă la un cartier al vieții. În Găureni, județul Iași, 120 de copii și mamele lor vor primi cel mai frumos dar, un loc numit acasă. Ce dar minunat și firesc de altfel! Cartierul vieții, care acum e plin de materie sau de natură moartă, dar în curând capătă viață până pe la Paștera, până la înviere, o să înviem și noi aici cu vreo două corpi, 120 de oameni, în primii 2000 de metri pătrați din acest teren, care are 20.000 de metri pătrați, 21.800, și în care va fi într-adevăr un cartier, pentru că vom multiplica acest proiecțel pe măsură ce vin autorizațiile, până când o să ajungem pe malul Bahluiului. Exact, un cartier al vieții. Deși societatea este formată din oameni, pentru familiile cu mulți copii, societatea, de cele mai multe ori, reprezintă uși închise. Ce este foarte mare, în fiecare mare oraș avem și familii cu mulți copii și care sunt efectiv date la o parte. Dacă vom întoarce camera sau să mergem puțin, vom vedea cum aici lângă Iași s-a înființat, în ghilimele, sau mai bine s-a improvizat de-a lungul anilor, un cartier făcut din locuințe insalubre, mai mult niște bărăci, să spunem, unde aceste familii tot au fost marginalizate și li s-a luat la o zi la alta orice șansă de a se putea integra într-un oraș mare cum este Iași. Loc de cazare nu găsești așadar, școală mai greu ajungi de pe malul unui pârâu și tot timpul noroi. Îmi spunea mama mai devreme că nu au fost copiii la școală o lună pentru că au avut râie. În clipa în care nu ai apă, în secolul 21, nu ai baie, nu ai încălzire, copiii sunt tot timpul expuși la boli. Încă un factor de abandon școlar de îndurat în seamă. Ce este că avem mame care și-au asumat această cruce a maternității, iar noi nu avem voie să stăm cu mâinile în sân, ci să le oferim tot ceea ce au nevoie pentru ca acești copii să crească oameni mari. Și asta înseamnă sănătate în timpul sarcinii, educație și îngrijire în timpul copilăriei, și desigur, pe mai târziu să vedem ce oportunități ne mai așează Dumnezeu înainte. Prețurile pe piața construcțiilor au atins cote alarmante, dar părintele întâlnește oameni buni peste tot. Eforturile sunt însă foarte mari. E o muncă susținută și de zidire, și de administrare, ce-o fi când va trebui efectiv să și folosim. Mă sperie, da? Spus, trebuie aștept. Vă mai sperie ceva? Nu, dar când te gândești că vin aici atâtea familii și toate vin doar cu ce au pe ele sau nici cu ce au pe ele, că tot noi le dăm ce au pe ele, acele familii, trebuie să o gândești de la zero. Pleci la buget de masă, buget de utilități, buget de educație, buget de, eu știu, timp liber și replici acest lucru până la câți copii vor fi aici. Nu este ușor. Personal mă chinui să termin niște blocuri și mi este foarte greu să dau de un constructor de calitate, să-mi pun materiale pe care trebuie să le pun în operă și multe alte impasuri în care te afli ca autoritate publică cu banii veniți din bugetul local, dar aminte să faci întâi munca cea mai grea de strângere de fonduri și pe urmă să le materializeze în acele construcții care își trăiesc viața copii, mulți copii, care au tot ce le trebuie. Greu este să și gestionezi un asemenea patrimoniu. Ai energie de plătit, ai de asigurat resursele materiale pentru cei care viețuiesc acolo,
trebuie să te ocupi și de educația lor. Deci sunt foarte, foarte multe responsabilități pe care părintele și echipa domniei sale și le-a asumat și pentru care trebuie felicitat. De altfel, el este și cetățean de onoare al municipiului Iași. Florentina, Maria, Elena sunt mame care se vor simți în sfârșit în siguranță. În clipa de față, familiile cu foarte mulți copii nu au nicio șansă să adăpostească pentru că nimeni nu-i primește cu chirii. Costul de viață al lor este foarte ridicat și nu își pot face... o casă a lor nouă aceste soluții, ca să nu mai stea în condiții mizerabile și supraexpuși la boli, la agresiuni, la mod de viață inadecvat, ca să aibă un soluție cu acest fel cu mulți copii, să aibă un adăpost sigur și confortabil pentru a putea să aibă ceea ce îi trebuie. Și spun pentru a putea, pentru că suntem aproape de Iași, copiii vor avea educație și transport la scară, să spunem, părinții vor putea subidei să crească în mod corespunzător, în clipa în care părinții își capătă aici independență pentru că sunt mai mari cei, pot lucra zona economică a Iașului, aici este, încât e foarte ușor de răzbăt în viață într-o astfel de locație. Îl numim acesta apartamentul Florentinei, puteți spune, un apartament unde va veni o mamă cu 10 copii, avem 8 apartamente de acest fel în două case, aici un alt apartament. De la cartierul vieții ajungem la o creșă a vieții, într-o clădire unde, la etaj, vor locui mamele care acum stau pe stradă. Mamele care în clipa de față le găsim pe străzi cu un copil în brațe, vor avea sus o cameră lor cu o băiță acolo, iar pentru ca ele să poată să muncească și să integreze în mod real în societate, copiii vor rămâne peste zi în acest spațiu. Copiilor și cei care vor mai veni în zonă, undeva 2-3 anișori, nu mai mult. Și aici avem 4 apartamente pentru aceste mame sărmane, mame de pe stradă, din canale, unde va avea un dormitor, o băiță și o bucătărioară, pentru a putea avea un standard de viață aproape de normalitate, nu mai mult, aproape de normalitate. Când nu se află pe șantier, părintele Dan Damaschin slujește atât la Biserica Maternității Cuza Vodă din Iași, cât și la Biserica Sfântul Ștefan Țicău din Iași. În timp ce la Cuza Vodă rămâne nucleul activității noastre, acolo între mame și prunci, să externalizăm într-o anumită măsură partea socială grea, adică ajutoarele care le primesc mamele după ce pleacă din maternitate și cum sunt câteva mii, e nevoie de ceva spațiu. Și în același timp, cei care ajută biserica, dar nu sunt din maternitate, să găsească un loc unde este mai ușor de ajuns, indiferent de crizele sociomedicale cu care ne confruntăm sau ne vom confrunta pe viitor. Și aici vrea să construiască. Se simte dator să-și continue misiunea. Nu se poate opri. De la un sediu al asociației până la centre pentru copii, dar și un call center pentru mamele în nevoie, părintele Dan Damaschin are planuri mari. Vom avea un proiect în care mamele cu mulți copii, mamele tinere, vor avea posibilitatea de a discuta cu oameni care iubesc maternitatea și cinstesc aceste mame. Mame care vor putea să-și spună la orice oră păsul, durerea, necazul lor și vor putea solicita ajutor, fie pentru copiii născuți care au atât de multe lipsuri în case cu mulți copii, fie pentru cei nenăscuți care sunt mai puțin așa iubiți de ceea ce înseamnă societate, familii sau, eu știu, să spunem, zona medicală, care este cam împotriva lor. Deci veți rezolva criza de sarcină a femeii. Dacă așa se numește ea, eu spun durerile și necazul unei mame cu un copil nenăscut sau un copil născut. Mame care se confruntă cu multe, multe provocări, de foarte multe ori singure împotriva tuturor. E un exemplu. E apreciat pentru ceea ce face și pentru tema pe care și-a ales-o, pentru cele câteva zeci de mii de copii care beneficiază de munca necontenită a părintelui și a echipei domniei sale și, sigur, pentru contribuția pe care o aduce comunității, pentru că toate grijile pe care el le rezolvă, mi le ia de pe umerii mei, că mare parte dintre acești copii sau o parte dintre ei sunt ieșeni. Să spunem, mă sprijină sau nesprijină sau e o mână de ajutor care, în mod indirect, vine și către
administrația locală. Singurul gând care îl face să continue și să nu se lase doborât de greutățile care apar este că pentru viață nu există ceva imposibil de realizat. Dacă deschidem geamul aici și ne uităm în curte, poate pe la anul, dacă avem toată documentația, acolo va fi un centru social. Într-un apartament din Iași, Lăcrămioara își crește acum copiii. Până nu demult, locuia într-o cămăruță, undeva aproape de oraș, dar în niște condiții de care nu vrea să-și amintească. Nu i-am lăsat, nu i-am dat la stat, încă ieri am stat așa cu ei, am crescut, i-am dat la școală. Copiii sunt averea ei. Are 9. Cel mai mare a împlinit 24 de ani, iar cea mai mică, Andreea, are 5 ani. În fiecare zi, Mezina o așteaptă nerăbdătoare să vină acasă. Cum e mama ta, Andreea? Frumoasă. Îmi place să stau cu ea fiecare zi. Și când vine de la muncă, stau cu ea. Dacă n-ar fi fost părintele? Poate tot acolo stăteam. Tot în aceeași cameră stăteam cu copiii. Mergeam la muncă, îi dădeam să mănânce la școală. Oricum copiii mergeau la școală toți. Și alte posibilitate nu aveam. Într-un salariu de 750 lei care luam, să crești 9 guri, plătești chirie și apă și lumină. Am făcut o minune mare, Dumnezeu, că l-am găsit pe părinte. Da, nu știu de unde are asta putere. Și... foarte multă putere. Alt om nu ar avea atâta putere. Chiar mă întrebam dacă el poate să zică nu. Nu, niciodată zice, nu zice nu. Una de câte ori am apelat la el, nu mi-a spus niciodată, nu? Sau nu-ți dau, sau nu-ți fac. Părintele nu spune niciodată nu, pentru că dacă ar spune-o, ar frânge un vis al unui copil. Iar pentru el, povestea fericită a unui copil este cea mai importantă.